Ionut Stănușoiu a fost reales primar al Comunei Ghiroda. Edilul a preluat al treilea mandat și obiectivele sale sunt în continuare dezvoltarea și modernizarea Comunei. Ionut Stănușoiu a candidat pentru încă un mandat din partea PNL. În urmă cu opt ani, locuitorii din Ghiroda și Gearma Tavi i-au acordat încrederea de a-i servi ca primar. Ionut Stănușoiu spune că această perioadă a fost marcată de transformări profunde, împreună cu cetățenii reușind să obțină schimbări semnificative pentru comunitate. În decursul acestor ani, a inițiat și finalizat cu succes numeroase proiecte de investiții majore și a semnat acorduri de finanțare pentru proiecte care acum se află în diferite etape de implementare. Prin atragerea de fonduri europene și guvernamentale, a contribuit la consolidarea bugetului local, care a crescut de la an la an și a investit în proiecte esențiale. Datorită serviciilor publice pe care le-a dezvoltat, a reușit să atragă investitori importanți care contribuie la dezvoltarea comunei prin aportul lor economic. În administrația publică, Ionus Stănușoiu a conștientizat dificultatea de a satisface toate nevoile, însă a depus eforturi continue pentru a uni oamenii și a consolida comunitatea conștient fiind că doar prin unitate poate progresa semnificativ. Ionut Stănușoiu se angajează să ducă la bun sfârșit toate proiectele începute și să continue modernizarea celor două localități, Ghiroda și Giarmatavi.